E o nouă zi, soarele a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Riki, da! Baby Riki, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic curajos, un explorator neînfricat și curios. Ei, suntem Riki, da! Baby Riki, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Mănușa pierdută. Bună ziua, copilași! Bună! Bună ziua! Ia uitați ce pot să fac! Yeah! Bună, Grohi! Wow! Bună! Cred că e timpul să facem ordine, nu? Da! Așa că nu o să pierdem nimic! 1. Mănușa asta e pierdută! Da, așa se pare! Mănușa asta e pierdută! Ba, nu e chiar aici! Trebuie să o ducem acolo unde îi este locul! Lasă-o aici și gata! Încetează, o să superi mănușa! Dar mănușile nu se supără! Ba, da! Stai, stai! Mănușa! Grohi? E o mănușă foarte furioasă. Cred că e supărată. Cucumau! Haideți afară, nu sunt supărată. Și nici mănușa nu e supărată. Nu e supărată încă, dar să știi că eu în locul tău aș pune-o la loc. Acolo? Nu, acolo nu-i bine. Acolo stau jucăriile. Acolo? Nu, nici acolo. Acolo stau ghetele. Atunci unde? Bine, o mănușă este ceva de îmbrăcat. Unde punem hainele? Ia spuneți, știți, copii? Acolo! Și tu, mănușa cealaltă, să nu te pierzi niciodată! Bravo! Toate hainele sunt la locul lor, unde trebuie să fie! Haine! Grohi, mă prezinți prietenei tale? Da! Ea este Melodie și astea sunt... Ne îmbrăcăm cu grijă când ieșim din casă, nu uităm umbrela, e o zi ploioasă. Vara în rochiță, iarna în palton, anotimpul cere să te îmbraci în ton. Iarna-i haine groase, verile scălduroase, când ești la joacă sau la plimbare, poate că plouă sau este soare. Ne îmbrăcăm cu grijă când ieșim din casă. Nu te supăra, putem să o reparăm. O să fie ca nouă. Trebuie să ai grijă de hainele tale. Trebuie să le spălăm, să le călcăm și uneori să le coasem. Ne îmbrăcăm cu grijă când ieșim din casă. Poate frig afară sau e o zi frumoasă. Să ai uniformă e un lucru bun. Multă lume poartă chiar și Moș Crăciun. Iarna-i haine groase, verile scălduroase, când ești la joacă sau la plimbare, poate că plouă sau este soare. Poate că plouă sau este soare. Azi este soare! Baby Riki, distracție și educație pentru copii. Mărgele. Bună ziua, fetelor! Bună! Bună! Ce mărgele portocalii frumoase! Portocalii! Eu le-am găsit prima! Nu, eu le-am găsit! Mărgelele mele! Dă-mi-le! Of! Au, au, au! Ce vom face acum? Să le căutăm! Da! Să le căutăm! Culoarea portocalie e atât de luminoasă. Le vom găsi ușor. Bună, Țopa! Bună! Fetele au nevoie de ajutorul tău. Aha! Vezi pe undeva portocaliu? Portocaliu! Văd! Acum! Bine, am găsit mărgele. Acum putem repara un colier rupt. Grohi are o brățară portocalie și Pandi are o brățară portocalie. E limpede că fetele sunt cele mai bune prietene. Iar prietenul meu e și el portocaliu. Portocaliu. Țopa, ce culoare are morcovul? Portocaliu! Și ce altceva mai e portocaliu? Sus pe masă-i cocoțată portocala, pusă pe o farfurie portocala. Oare ce culoare are? Portocala-i ca un soare. E portocalie toată. Ce culoare piersici să aduci. Morcov doplecei să știi doar, toate sunt portocalii, da. Căci o lume minunată e portocalie toată. Pălăria roșie. Bună, Milu! Ce desen frumos ai făcut! Ce reprezintă? Bună! Este o mură! Și ce o să mai desenezi în continuare? Grohi! Grohi. Stai puțin! Oh, unde este? Nu pot găsi! Grohi, ce anume cauți? O pălărie Panama! Milu, trebuie să o ajutăm pe Grohi. Sunt așa de frumoasă cu ea! Frumoasă, frumoasă, frumoasă! Grohi, spune-mi cum arată pălăria ta de Panama? Uite aici! Una roșie! Ce pălărie roșie frumoasă de Panama! Și ce înseamnă pălărie de Panama? Este o pălărie roșie! O pălărie roșie frumoasă! Pălărie roșie! Am găsit-o! Unde? Să mergem, o să vă arăt! Unde e pălăria mea de Panama? Să mergem! Închide ochii. Deschide-i! Pălăria! Frumoasa, frumoasa mea pălărie de Panama! Pălăria! Roșu! Acum putem desena? Da! Desenează! Ia uitați-vă! Cât e de frumoasă Grohi cu pălăria roșie de Panama! Roșu. Bună ziua, copii! Ce balon roșu și frumos aveți! Da, roșu! În roșu soarele e îmbrăcat, deci luăm rochițele la purtat. Cu una roșie bine mi-ar sta, o pălărie ar înfrumuseța. Roșie culoarea preferată, bine îmi stă cu ea îmbrăcată. Pam, pam, param, pam, pam, param. Grohi, ce-ai desenat acolo? Un cerc roșu. Așa este, roșu. Și eu am desenat tot un cerc roșu. Te iei după mine! Poate că o să desenezi un alt lucru roșu? O floare roșie! Un măr roșu! Zmeură eu aș mai mânca și o căpșună aș gusta. Și merișoarele îmi plac și cireșicile mă atrag. Coacăzele gustoase, roșii sunt toate frumoase. Pam, pam, param, pam, pam, param. Distracție și educație pentru copii.